bine ne-am regăsit. Prin dispoziția primarului Comunei Varinice ați fost convocat în ședință ordinară din luna august, în data de 13. Constat că este prezentă unanimitatea Consiliului Local. Dau cuvântul domnului președinte pentru a prezenta proiectul ordinei de zi. Nu înainte de a vă supune atenției votului dumneavoastră, procesul verbal al ședinței din luna iulie. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Mulțumesc pentru încrederea acordată. Ați primit cu toții invitații să prezint proiectul ordine de zi. Da? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea, privind înființarea, organizarea și numărul de persoane ale serviciului voluntar de situație de urgență de tip V5, prin reorganizarea serviciului de categorie C1 al Comunii Varincea, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone an asumată de delegata în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015 și a actului adițional numărul 4 la contractul 180/2957/06/05/2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 lei pe tonă fără TVA la 1414,47 lei pe tonă. La 3, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunii Varincea pe anul 2020 și aprobarea PAARE actualizat pe 2020. Punctul 4, diverse. Vă consult dacă mai aveți cealaltă puncte la ordinea de zi. Nu. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este? Mulțumesc, se abține împotrivă cineva? Nu. Să trecem la ordinea de zi și anume la punctul 1 al ordinei de zi. Proiectul de hotărâre privind înființarea, organizarea și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V2 prin reorganizarea serviciului de categoria C1 al Comunei Varincea, județul Bacău. Aici dăm un cuvânt domnului Tamba, șef serviciului la Comunia Varincea. Da, bine am găsit, doamna doamnă. Acest proiect a apărut din necesitatea deoarece ați aprobat achiziționarea unei mașini de pompieri și din cauza asta acel de serviciu vechi, organigrama și asta nu mai corespundea din punct de vedere legal. De altfel, conform ordinului Ministerului de Interne 75, care a fost din iunie 2019, obligat toate primăriile ca să înființeze un serviciu un serviciu nou de situații de urgență, la care se adaugă noi criterii de înființare. Categoria de serviciu vechi nu se mai încadrează la vechea categorie din anumite considerente, cum ar fi numărul de populație, deci conform ordonanței de urgență ce depășește 1000 de populație, deci sunt mai multe categorii, cum ar fi V1, V2, V3. Noi încadrăm la serviciu de tip V2 din considerentele de număr de populație care depășește 1000, distanța care este față de serviciu profesional și de intervenție de Bacău, care este de 28 de km, deci nu se cadrează în timpul de acțiune al dânșilor, deci sub 20 de minute, și precum și riscurile identificate în serviciul PAR al Comunei Varincea, direct analiză și asigurarea riscurilor. De așa am făcut un proiect de hotărâre conform legislației în vigoare. Față de cel vechi, o să vedeți că este un număr mai mic de 5 voluntari, un schemă.
ne doream mai mult voluntari, dar ca să ne dea, să ne ia, deci orice serviciu trebuie să primească avizul Inspectoratului General al situației de urgență, iar pentru asta trebuie dotat la standardele conform ordonanței 75, care implică anumite cheltuieli. Am făcut conform legii, dar la număr de voluntari, cumva la minim, ca să avem și un punct și de puterea noastră de... Dacă nu sunteți de acord cu, bănuiesc cu proiectul de la, de la DAP, când a fost dispus. Deci, dacă vă interesează, deci proiectul este compus din șef serviciu cu care sunt eu, dintr-un compartiment de prevenire, i-am păstrat ca număr pe cei vechi, că conform ordonanței trebuie la fiecare 500 de locuitori să aibă un specialist în prevenire. Specialist în prevenire, l-am pus pe domnul Dima, deoarece are cursuri specializate, cadru PSI și așa cerea legislația. Pe urmă, mai în afară de specialiștii de prevenire, este formată dintr-o formație de intervenție, care este formată din 9 voluntari, care este organizat într-o grupă de intervenție și o grupă specializată. La grupa de intervenție am pus maxim posibil, 5, deci 3 servanți, un șofer și șeful de grupă, iar la cealaltă i-am făcut în așa fel încât să pot să iei în caz de concediu, ca să asigurăm permanent intervenția, i-am pus pe încă alți trei voluntari care îndeplinesc totuși cerințele pentru compartimentul de intervenție. Altceva? Am puțin emoții, vreau să mă scuzați. Înțeles. Ce pot? Prima Au trecut, da? Da. Dezbate. Probleme, poftiți. Nu frumos, prezentare. Deci toate modificările... Poftiți, deci toate modificările astea au venit, în urma ordonanței 7, mai care? În care îți spunea clar că fiecare primărie sau funcție local trebuie să doteze cu mașină de pompieri. Dotându-se, obligatoriu, intră la altă categorie, cu structura respectivă. Deci nu sunt lucruri care vrei sau nu vrei să le faci. Trebuie făcute. Altfel, e răspunderea primarul și a consiliul local dacă ai sau nu ai mașini de intervenție. Una să o ai în curte și 5 minute sau 10 minute să ajungi la sursa focului să localizezi, și alta să aștepți de la factorul jumătate de oră, o oră, pe drumul de care sunt supunșut cu intervenție și așa mai departe. Deci e o ordonanță nedivenită, obligatorie de toate primăriile și consiliul care se vor dota și vor ajunge conform normelor, conform legii, să formeze serviciul V2, de tip V2, cu structura respectivă. Să fie funcțională. Este foarte binevenit. Noi am fost un pas înainte altora, să deja se demarează procedura, să se aprobe. Altfel nu aprobă serviciul voluntar. Fără mașini, fără structură, nu se aprobă. Acum să nu credeți că costanul asta sunt o grămadă de materiale necesare în viitoare ședințe, se vor aprova foarte multe. Dar rup de la bugetul forul ca să dotezi serviciul voluntar cu absolut tot ce trebuie. Și pompă, și blocări, și măturoaie, și oameni, și echipamente, tot. Deci trebuie să fie funcțional. Chiar dacă e voluntar, nu sunt profesionist, e voluntar. Trebuie să funcționeze ca un serviciu profesionist. Să rezolvat toate pas cu pas. Da, pas cu pas rezolvat. Atât am avut. Mai are cineva de spus ceva? Nu. Constructul comisiei. Comisia numărul doamna Branș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul de doamna Valerica. Aviz favorabil. Comisia numărul de doamna de muncă. Aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține contra cineva în unanimitate de voturi. Am aprobat punctul 1 al ordinii de zi. Trecem la punctul numărul 2 al ordinii de zi, domnul primar. Noi de hotărâri prin aprobarea modificării tarifului de reportare
colectare și transport deșeuri municipale amestecate, reciclabile de la populație și AIE plus IPEN, luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone an asumată de delegatar la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180, per 2957 din 6-5-2015 și actul adițional numărul 4 a contractului 180 per 2957 din 6-5-2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 ton, fără TVA, la 1414,47 lei ton. Deci scade tariful. Da, da. Domnul Vizirea, deci în 2015 a fost încheiat contractul între ADIS și Rompresa privind preluarea transportului deșeurilor. Atunci se discuta mai puțin de selectivitate. Cei care fac adunarea selectivă a deșeurilor, printre cei, suntem și noi Comuna Panicea, iar noi am predat anul trecut 5 tone de deșeuri de plastic, hârtie și alte din astea reciclare. S-au ajuns la concluzia că tariful de 2654 lei per ton este mare. Și în urma unor discuții de un an de zile și adrese, de rog, vreți și adis, nu-i corect, nu-i corect, pentru că mașina respectivă vine odată pe lună. Și mea, din punctul respectiv, pumpe la galbenă, unde se află numai plastic. Vin odată la 3 luni și mea sticla. Odată la 3 luni vine și mea feluri. Ei, costurile, ce au aici anexe, calculați multe, dar nimeni nu vor echipă de complicate, dar prin negociere, s-au ajuns la concluzie, domnule, costul nu este real de 2754 lei pe tonă. Și atunci trebuie să determinăm un cost real, pentru că aceste materiale sunt ușoare. Costul nu costă 2654 pe tonă, pentru că să văd numai că este bun. Vine mașina o dată de lună, ia din trei comuni, o singură mașină. Și avem și noi partea noastră 600 de kilograme, un volen 600, volenul 600. Deci, două tone de astea, luăm un transport. Păi nu, la tonă 2654 de lei, nu se poate, nu-i corect. Au negociat și au scăzut tariful de la 2654 la un tarif de 1414 lei, aproape de realitate. Este un lucru bun, efortul lor și la sensizările noastre nu se poate să zic o să. Și asta influențează, este tot. Va influența și tariful la... Bine, se implică să va implementa tariful ăsta și a fost de lunarizat după ce se apropie de către... Dacă vreți să vă citesc adrese, discuții, nu știu la care o să. E un lucru bun că s-a redus. Da. Sunt două modalități de a reduce. Unul a reduce cantitățile de deșeuri pe raza comune, livrând mai puține tone, plătim mai puțin și vom reduce tariful la oameni și prin negocieri, privind transportul și tariful la transport. Dacă mulțumesc, mulțumesc! Aici vreau să întreb eu. Care a fost modul de calcul prin care societățile din Comuna Parincea plătesc cel mai scump gunoi din județul Bacău? Dacă știți treaba asta? Da, sigur. Pentru colegii din teritoriu mi-au spus. De exemplu, Horgești dă 25 de lei, Bulturenii 18, Filipeni vreo 20 de lei, noi dăm 43 de lei. Acum, doar, nu știu, cel mai grav sancționarea o să fie și pentru noi consilieri, domnul Vipri, domnul Vasulati, eu mă retrag, colegii dezamăgiți din teritoriu care au magazin. Nu aveți informații corecte, sunt comuni mai mari. Nu, dacă vreau să spuneți care comunicare mai mult ca mult. Tarifii mai mari. Dar modalitatea de calcul este altfel. Una să pui tariful la un magazin pe persoană și alta să pui pe magazin. Dacă sunteți două persoane, plătești atunci la două persoane fizice și te dublezi.
Dacă doriți așa. Dar cum de președinte? Noi am căutat soluția asta cea mai bună. Dar nu cum magazin generează deșeuri. Nu bine. Stai, domnule, cum spuneți că se dublează? Două persoane semnau 100 de lei. Ce plătiți ca persoană fizică? 100 de lei, 50 de lei pe an. Așa. Și două persoane, persoană, două persoane la 100. Și cât plătește ca... 600 de la o, o societate. Societate. 600 și, nu știți? Nu, 400 și... 43. 400 de la 600. O bucă și noi, cât față de când plătează de la Bundes. Am plătit 600 la Bundes. Nu. Că-i treabă că eu de cum să răspund. S-a încălat pentru mai evaluat. Că l-am luat în comună și vă știți cum s-o dat. Sunt 2000. 5 persoane, 2010 persoane, sau nu mai știu exact, da, și da, noi, noi la atât am luat în calcul. Da? Ei, după care mi-au venit și au spus că să plătim și cei care nu stau aici, cei care îți plecați pe afară. Da? Deci, noi nu suntem banii ăștia. Da? Noi am încercat și am făcut în așa fel ca să ne cadrăm cu banii tot în ăștia 2010 persoane, da? Și am băgat și societățile și tot. Da? Și față cum plătează la un preț, plătesc mai puțin. Eu numai timpuri am arătat, dar o să care o să candidez, o să... Da, deci toată lumea... Deci, poate să nu, poți, nu poți să spui că la un magazin, cum ești gai și bar și alimentar, nu se da, produce, nu se produce... De la sală, nu, nu, dar în oraș, dar nu prima dată. Dar pe timpul pandemiei, corect era să fim stădini. Noi eram toată dată în cetate. Da. Și nu ne-am văzut pe nimeni să zică... Ba da, e de lucru că a trezit pe tema asta. Dacă nu o să dea rezultatul, vom vedea. Deci nu era corect așa. Deci noi am făcut atât. Activitatea, nu funcționează magazinul, dar plătesc de noi. Deci noi am făcut atât. Deci pot duce mai numai la BAC. La BAC, nu știu, dar la... Da. Domnul primar, nu am nicio solicitată cu viețele. Faceți adresă de depus către primării, noi o să facem o trimitere mai departe la ADIS. Domnul primar, este trimisă. Ni s-a făcut solicitarea, este trimisă adresa. Când va veni rezultatul, și vă spun, se diminuează, se scutește de taxa respectivă, pe perioada pandemiei, atunci se va reflecta și în contribuare, persoana fizică sau juridică. Deci nouă ni s-a cerut punctul de vedere, noi am răspuns afirmativ, suntem de acord ca pe timpul pandemiei să nu se plătească taxa, dar deocamdată nu este nicio rezultat. La rectificare bugetară acum, probabil deci, o să discute și de punctul. Ei nu au renunțat pentru că mașini în teren le-au trimis. Da. Și da. Nu vor renunța niciodată la bancă. Da. Da. Costurile sunt cheltuieli să facă. A, da. Mai am o întrebare eu. Spuneți, doamna. Deci, se diminuează tariful doar la deșeurile reciclabile. Da? Atât. La cel menajer, nu? Nu, nu, nu. De asta nu, să fie o confuzie, adică să reduci doar foarte. Deci doar la reciclabil. Da. Și așa de cantitate mare, mai numai la 100.000 de tone? Nu. Asta a fost când s-a luat în calcul proiectul și studiul de fezabilitate. Eu am calculat că te numesc reciclabile cu eficientă de bază 1.000 de tone. Păi, în execuții, sunt alte cantități. Și au spus așa, domnule, mă duc cu mașina o dată pe lună. Da. Și eu din trei comuni, că am verificat lucrul ăsta. Pentru că nu credeți că îmi cântărește linii reciclabile la Panicea. Da, existi eu, domnule, vezi că am gobelat prin acolo, prin acolo, prin acolo, mii întrezi corect. Că altfel, să împart în funcție de numărul populației. Chiar dacă l-au pus 100 kg de deșeuri reciclabile, eu le reciclez, suntem printre puținii comuni care facem treaba asta. Să știți dumneavoastră. Ne-am zbătut noi să facem treaba. Cum a reușit chiar acum la... Când am reușit pe asta. Dar, la cantitate, mi-e întrece corect acolo. Da. Sunt treabă 500, 600 de kg, 900 de kg, care la altă care nu fac. Dar când ați reușit în anul acum, la final, la ultima anul? Nu, de-a nu trecut. O facem. Da? 17, 18, nu s-a făcut? Nu s-a făcut. Abia din 2017, în a doua jumătate, am 2017. Se separat. Vă consult dacă mai sunt alte probleme. Nu, e 2008. Vă asigur că problemele noastre au fost notate, se vor rezolva. Consult comisiile. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2, comisia numărul 3. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Vă trebuie? Nu. Trecem la punctul numărul 3 al ordinii de zi. Domnul primar, poftiți? Proiectul hotărâre pentru rectificarea bugetului Comunei Palicea pe anul 2020 și aprobarea planului de analiză, planului de achiziții publice.
Aici la, o să iau cuvântul, în primăvara acestui an, urma ploilor, am solicitat către Consiliul Județean, către ISU și către Prefectură, un sprijin pentru drumuri care au fost stricate de ploile care au fost. Abia acum ne-au venit 308.000 pentru drumurile respective. Au fost de la Consiliul Județean, de la drumul județenii, de la ISU și au făcut constatări și au, au constatat în felul următor. În satul Parincea, 200 de metri de drum unde era stricat. Avem 3 km în satele Mileș, de sus Barda și satul Nou, 3 km acolo. În satul Năstăseni avem 1 km și 100, da? În satul Păin, 500 de metri, satul Vlarnic, 720 de metri și atât. În toate satele astea, deci avem 308.000 pentru ca să reparăm drumurile respective. Și aveți bani, este bani. Da, acum veniți? Da, acum. Electrificare, da, acum e. Deci nu e o rectificare, e dat situații de urgență, special pentru... dat la mai multe comuni, unde au solicitat, în urma, că au fost drumurile stricate. A, înseamnă că dacă solicitam asta așa cum 2 ani, dădea așa cum 2 ani? Am solicitat, am solicitat. Nu da așa cum 2 ani, și anul trecut. Am încet, încet. Da, da. Deci banii nu se pot cheltui decât pe suprafața exact stabilită de ei cu aceeași distanță, nu putem să facem altceva decât numai pentru atât. Prețurile sunt stabilite de Consiliul Județean. Nu putem să depășim. Da, da. Apropo, s-au întrebat data anului. Drumul Bălede, până Chișteni de sus, tot la situații de urgență s-au primit bani, bani asta. Drumul de la Medeș de jos, de la Cișmea și până pe Săcături, tot la situații de urgență. Iar în primăvară acum s-a făcut de la Săcături până la Stâna lui Dragomir, dacă știți. O rămas Mileștiul de sus. Ăla e dărâmatare. Și acum cu ploile din primăvară, e imposibil de circulat. E prins acolo, sperăm să se facă. Același lucru la Poieni, deci de la Poieni către Barna. Și acolo sunt rupturi, e îngust, e de lucru acolo, la Năstăseni, drumul de la Vlan către Ghilăvești, prin pădure, sunt rupturi. Deci, dacă se face șansul pe o parte și cu înclinație, drumul este foarte bun. Am exemplu pe care un an de zile nu s-a stricat absolut deloc. Dacă a circulat la Bacău pe Vălen, aveți... S-a scopat. Prevața a circulat? Da, eu pe acolo mă duc. N-ați văzut vorbora aia în jocul drumului? N-am mai circulat acum când s-a făcut aici. N-am văzut vorbora. Unde? La Vălen, unde zice domnul Bibini, când urcați acolo sus, e o bordură rămasă acolo, nu știu cum de-ați obi să l-am lăsat-o acolo. E dar mijlocul, mijlocul drumului. În marginea drumului, dar intră un metru, un drum. N-am văzut. Nu? Dacă intra, vă duceți și dacă nu e acolo bordura, dacă nu sunt care nu e, eu nici cam acel loc. Deci exact în pantă, cum de la biserică. Poate de cimitir. Ah, da, da. Acolo, nu ai avut, știu, nu? Acolo e o bucată de beton. Am luat. Și spărgea. Și de sub am zis că este un bazin de apă. Care se duce la biserică la Vădeni. Da, da. Deci noi ducătorii am pus acolo, noi am pus ca să acoperim dâmbul ăla, dar având în vedere că sebii circul cu utilaje grele, de început majoritatea mașinilor de acolo, îți dai seama. Da, trebuie făcut ceva, să mai pun niște pământ, niște piadă. Da. Ajungem și acolo. Acolo numai dacă pui un cultură, altfel nu. Cultură. Acolo e casa de apă. E casa de apă care merge la biserică. Da. Am urmărit undeva mai sus. Nu, nu, acolo știu situația. Acolo e cu probleme și cu timpul, ce-am știut. Spune-mi acolo. Asta zic, când ați văzut un buzat, până la sus. În 2016 era tot așa, s-a fost tot la fel. Schimbăm locul. Mai sunt probleme? Nu, mulțumim, să te... Comisii. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, supun la vă cine este pentru. Împotrivă, în unanimitate, vă mulțumesc, trecem la punctul numărul 4, diverse. Aici aveți probleme, să zicem, câte minute? 3 minute de fiecare. Supun la vă 3 minute, cine este pentru?
Nu stăm să discutăm mai mult. Cu cine încep? Au mai fost până acum timp ești așa? Au mai fost până la ședință în 4 ani de zile? Ați fost de atâtea ori ședință să pune problema chiar așa. Și ședința care... Vreți mai mult timp? Minutii? Nu știu, acum ați făcut, acum și reguli. Bine vi spart dumneavoastră așa ceva. De 4 ani de zile nu am auzit 3 ani de zile. Am fost mai la președinții. Am înțeles, dar trebuie la acum. Acum se întâmplă. Am supus la vot sau am supus la vot sau aprobat. În 3 minute pentru fiecare. Cine este, cu cine începem? Cu dumneavoastră. Exact. Cine vrea să ia? Cu mine? Păi tot dumneavoastră a zis, dar una, nu vreau să vă ascund. Haideți să încep eu ca să detenționăm situația. Vă fac cunoscut că suntem în perioada electorală. Vă rog un pic să fiți atenți. La nivelul Comunei Parintea s-a constituit biroul de circumscripție numărul 63. Dacă ați intrat pe site-urile instituției prefectului și al nostru, ați regăsit acolo actele normative și ordinul prefectului de sub Bacău. Au fost desemnați și președintele și locțitorul acestui birou. Este funcțional, are program de la ora 9 la ora 17. Sunteți așteptați cei care o să fiți implicați în alegerile locale și vă urez succes. Mulțumesc. Trecem la tema noastră. Da. Dacă nu are nimeni, nu vrea să iau. Da. Dragi colegi, voiam să vă spun că mai e un zi și va începe școala. Suntem anunțați că pe 14 septembrie va începe școala. Vrem de rezolvat câteva probleme foarte spinoase care ne apasă tare. Avem 6 structuri și am vrea aici să vă pun pe tapet cam ce aș avea eu, ce probleme sunt pe cele 6 structuri. La școala Vladnic cerem să se facă rafturi pentru biblioteca școlară pe care o avem, în care ocupă jumătate de spațiu dintr-o clasă. Liceul tehnologic Canciucou la Vale. Avem nevoie de acoperiș să-l reparăm și baia, să punem greții și faianță. La școala Barna, gardul trebuie reparat și raportul de apă. Școala Nănești, instalația sanitară funcționează, avem un WC la fete și un WC la fete, la băieți, din cele 3 și 3. Mai avem la CDI aici, școala care este CDI, știe toată lumea, acoperișul și zidrăvit. Iar la școala Bălene trebuie calculator nou, nu că ar fi numai la școala Bălene, ar trebui calculatoare, ne-ar trebui peste tot, în fiecare clasă, și o imprimantă solicită doamna director de structură. Astea sunt problemele, iar am făcut două adrese speciale, una pentru alocarea spațiului care nu s-a aprobat. Avem 109 elevi, 110 elevi pe școală profesională, trebuie să păstrăm distanța între ei. O să fie aici, în cămin, în față și în spate, deci este suficient. Astea sunt problemele cele mai spinoase care ne preocupă pe noi la ora actuală. Iar a doua adresă care am spus specială de asigurare de produse igienico-sanitare, măști, mănuși, dezinfectanți, nemedii. Am solicitat și în prima date. Acum, domnul primar ne-a promis că o să ne revedem. Asta o să ne facă. În legătură cu dezinfectanți și cu măștile, tot avem promisiune că o să ne vină de la DSP un lot de foarte multe măști, da? Aș prefera să mai stăm un pic, să nu ne aruncăm acum să cumpărăm din bani, dacă ne vin măștile astea. Dacă vedem că nu vin, facem ce putem și cumpărăm și măști dezinfectant, da? Da, dar știe în momente. Ne-a trebuit pentru fiecare structură, avem 6, ne-a trebuit de 6. Deja avem. Da, la temperatură, dar știți cum e. Astea chiar nu știu cum funcționează. Avem și la primărie, avem și la școală. Nu cred dacă dă exact temperatura care o are. Când a fost evaluarea la clasa 8 și clasa 12, noi am stat în fiecare dimineață cu asistentul comunitar și am văzut, n-am avut cazul de 37 cu 3 cât voiau ei, dar era temperatura diferentă. La un copil la altul nu era
Da, aici deci, școala doamna Cucu, deci asistentul comunitar nu o să poată să fie la toate școlile. Asistentul comunitar o să fie numai la școala de centru, dar nu o să fie... La școala de centru, bine. Dar atunci nu e nevoie de așa primării, care are alte atribuțiuni, asistentul comunitar. Dar trebuie să faceți un pic de presiune pe oamenii din serviciu. Ei se dezinfecteze, ei se spere, se facă curățenie. Acolo trebuie să lucrați cu asta. Dar noi deja avem... Deja are 5 școli. Nu mai e chiar așa de... Eu nu cred că chiar atât de dezastru cum a fost. Ați făcut dumneavoastră un timp curățenie acum în vacanță. Dar făcut în vacanță, că trebuie să facem. Dar trebuie să fie curățenie permanentă, dezinfectat în fiecare pauză. Da, asta știu. În fiecare pauză trebuie să... Avem un ordine ministru pe care noi trebuie să respectăm. Cârpa și să dezinfectezi... Da, după fiecare jumătate de oră de curs, 10 minute este pauză, se face aerisire, iar omul de serviciu sau cine este trebuie să meargă să dezinfecteze, asta se știe. Trebuie să facem inspirare exact în vancete. Am înțeles eu că să dea voie să mai angajezi oameni de serviciu. Da, trebuie, dar deocamdată nu s-a discutat. Când la videoconferința următoare sau care vor fi până pe 14, nici deci, nu se va duce la cum e la Vlarnic, e școală și sus și jos, nu face față unui serviciu. Păi, dar n-are cum să facă un om. Acolo e la Paris, nu face față un singur. Da, mulți, nu? Dar cum să nu? Da, nu numai oameni de serviciu, noi trebuie și cadre, domn primar. Care e cadrele, să vedem ce o să ne comunice de la minister, la inspectorat, bine, era nu noi hotărâm, noi executăm aici doar. Da. Asta este, astea sunt probleme. Nu vreau să mai așteptăm un pic, dacă nu am găsit măști, cumpărâm, nu spune problema. Da, am cumpărat fracă, dar să-l cumpărăm. Da, altă întrebări. Domnule Căpina e de la stația de autobuz de la Milești. A esticată din porturile din astă vară, că de acum a venit toamna. Și nu s-o mai ocupa nimeni. Aia deci, avem ori desfințată, ori făcută una, reparată ca una. Aia nu mai e. Nu să sfință, pentru că e bună. Trebuie schimbată. Păi schimbată. Da, o să-l schimbăm, o să ajungem și acolo. Începe acum, în America, mai să-l sunt și ele de la... Dar tot e bine, esticată pe lume. Atâta, nu, n-am da, nu e problemă, dar să știți că am fost acolo, i-a dat foc. Deci nu l-a avea, nu se ia foc, decât că tot frate, îi zgâgăurită cu țigara. Nu l-a avut, o dus din via aia. Da. O să reparăm pe toate care o să fie nevoie. Doamna Jumă. Da, schemările astea când se fac, ele de ce nu sunt difuzate? Sau se fac de ce? Ca să vină oamenii ăștia la orice filmat și ne filmează și pe noi. De exemplu, filmarea din 9 iulie. Ce știți despre ea? Filmarea trebuie depusă la primăria Părnicea. Din câte știm, este depusă. Dar de ce n-au avut voie să o dea pe... Cum o dădeau de obicei, pe internet? Da, spune doamna, de ce nu dau de obicei. A, doamna? Da. Nu răspundă doamna atunci. Deci nu sunt obligați. Deci nu sunt obligați ca să dea... Nu sunt plătite? Ba da, dar nu sunt obligați ca să dea ei. Dar ei rădă, nu vreau, puteți să o punem pe site-ul primării. Dar trebuie să răspundă dumneavoastră, doamna. Vă răspundă nicio problemă. Deci v-am spus. Deci obstrucționați? Lucrurile astea? De ce nu, nu pot să-i oblig pe ei ca să... Vă deranjați ceva în aceeași? Nu mă deranjați. Nu mă deranjați nimic niciodată. Ok. Atunci trebuia, nu atâta timp se plătește, ea trebuia să puteți așa cum o puteam toți anii ăștia. Trebuia să fie pusă pe online, pe internet. Sau dacă nu, dă puteți să fie și nouă. Nu este adunată. Când o aduce vă pune. Este adusă deja dumneavoastră. Cum puteți să spuneți? Dar nu știu că eu nu stau acolo, când vine nu-i dă mie personal în mână. Deci când îl aduce, nu-i dă mie personal în mână. Vă dă la registratură. Dar știa domnul Deci o fugiți, o dați... Deci în fiecare lună când vine, da, o aduce, o depune la registratură. Nu-i dă mie, nu-i dă mie. Da, ok. Atât am avut. Mulțumim. Tipic. Acela. Domnul primar s-a luat în cap cu doamna directoare, celălalt aveți pentru chestia în care aveți? Nu avem parte financiară. Deci nu, deci nici de la partea ministerului nu... Nu statul meu. Ați făcut vreo cerință, vreo cerere, proiecte, ceva ați făcut? Asta este treaba școlii. Doamna... Nu doar școlii, și primăria. Aveți ceva, știți, aveți o informație, vă primit ceva ce aveți pentru... Noi, de oficial, nu avem nimic primit, dar nu am înțeles că o să primim. Cam dată doamna general a spus că se așteptă. O să primim. Acum câteva să-ți dați câte avete la nivelul Ministerului Educației?
Poftim? Acum câteva zile s-a discutat de despre tablete. 750 de tablete trebuie trimise în teritoriu. Trebuie, dar deocamdată noi am trimis necesarul de câte avem nevoie. Noi am făcut un calcul ca să cumpărăm tabletele, sunt foarte scumpe, nu avem bani. Pentru că degeaba dai copilului tabletă dacă nu-i dai și partea de internet. Ce faci cu tableta? Da? Și un abonament de internet e 20 de euro. Nu ai faină asta. Liber, internet, liber, nu poți. Nu poți. Sau... Nu poți, pentru că lucrează de acasă, nu? Deci, la școală, da, dar era vorba ca să lucrezi pe tablete de acasă. Da, da, da. Nu poate, nu poate. Scenariul roșu, atâta se va intra acasă, dar nu spațiu, nu se va intra pe scenariul roșu. Păi funcționează, dar cine plătește? Nu au posibilități toți copiii. Domnul Vasilache, numai dacă se va intra pe scenariul roșu, atunci ne trebuie tablete și copiii care sunt familii defavorizate. Dacă nu se va intra pe scenariul galben, cum la noi nu există în comună cazuri de COVID, vom intra pe scenariul galben. Ce înseamnă? Păstrarea distanței, sunt 20 de copii în clasă, se vor împărți în jumătate și vom face două grupe. Chiar am făcut și programul astăzi, va merge de la 7:30, chiar am fost un program de la 7:30 până la ora 10. Va funcționa o clasa mea, să zic, am 20 de copii, jumătate voi merge cu ei de la 7:30 până la ora 10, cu pauză de 10 minute, cursul va fi de 30 de minute, asta este. Iar pauza de jumătate de oră în care se face dezinfecție, vor intra doamnele de serviciu, de ratizare, iar după, de la ora 10:30 până la ora 1, va intra cealaltă parte din grup, cealaltă parte din clasa mea. Deci asta este. Deci vom funcționa pe două schimburi. Solicitând și spațiul de aici, vom merge cu toate. Deci nu avem nevoie, dacă va fi, să mergem pe scenariul galben. Adică dacă avem trei persoane infestate cu COVID la 1000 de locuitori. Dar la noi nu este cazul deocamdată. Deci nici cazul de la Vladnic nu s-a fost confirmat. Nu s-a confirmat și cazul de la Vladnic. Deci vom funcționa pe trei și nu se va merge pe șchipii. Așa aici acum în șchipii ăsta se poate da în două și se poate face două clase. Da, o parte aici, o parte acolo, spate și ce pare pe față. Noi am dat în cală în spate. Că l-am trecut, că noi am trebuit să completăm o machetă la inspectorat, exact spații pe care le avem. Iar se pune problema că va veni la școală, grădinița și ciclul primar. Ăștia vor veni sigur. Clasa 8-a, clasa terminare a 8-a și clasa 12. Cum avem? Noi avem și clasa 8-a, avem și clasa 12. Deci avem spații cu cei ce ne-ați aprobat și cei ne-ați dat, avem spații. Se va pune problema clase, avem 4 clase de profesională. Aceste 4 clase profesională putem, într-adevăr, în perioada caldă, ei să-și facă practica. Iar în perioada de iarnă, atunci vor face teoria. Și ne descurcăm. Altcineva ce? Atât? Declarația nu s-a închisă. Vă mulțumesc!